Dragobioși părinți și frații bisericioși, ne aflăm în zi de mare sărbătoare, zi de duminică. Duminică în care la Sfânta Evanghelie s-a auzit pericopa care vorbește despre genealogia Mântuitorului. Și totodată suntem în zi de ajun de Crăciun. Anul acesta, aceste două sărbători sunt foarte sărbătoare și foarte apropiate. Dacă ați fost atenți la pericopa evanghelică, ați observat că ea este împărțită în două părți. În prima parte, ne se prezintă o înșiruire mare de nume. Nume care pentru mulți dintre noi nu înseamnă numai nimic. Dar toate aceste nume fac parte din istoria neamului românesc. Pentru că Mântuitorul mereu este prezent în istoria neamului. Și vedem că Sfânta Evanghelie ne spune următorul fapt. De la Avram până la David sunt 14 neamuri. De la David până la semutarea în Babilon, până la exilul Babilonic, sunt încă 14 neamuri. Iar de la exilul Babilonic până la nașterea lui Iisus Hristos, sunt încă 14 neamuri. Aceste nume și ei nu sunt întâmplătoare. Numărul 14 înseamnă de două ori 7. Cifra 7 în istoria lui Israel este o cifră sfântă. Vedem că Dumnezeu a făcut lumea în 7 zile. Acest lucru iarăși nu este întâmplător. Iar a 7-a zi s-a odihnit. Nu ne putem închipui faptul că Dumnezeu s-a dus să se culce. Știți că El este mereu prezent lângă noi și în mijlocul nostru. Și din potrivă, după cum spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, după ce Dumnezeu a făcut cerul și pământul și toate cele câte sunt, și la sfârșit îl face pe om cu rana creației, adică după ce îi face tot mediul în care se desfășoară activitatea și viața, adică face mai totul pentru om, gratuit, fără să ceară nimic, în a 7-a zi face un lucru și mai mare. Se odihnește în inima omului. Vedeți că atât Sfânta Evanghelie, cât și Sfinții noștri părinți, pun foarte mult accentul pe faptul că împărăția cerului este înăuntru nostru. Noi, de multe ori, suntem tentați să căutăm împărăția în afară, în cele trupești, cele materiale, cele trecătoare. Și uităm că Raiul este chiar înăuntru nostru. Și care este cheia Raiului? Exact, Iisus Hristos Mântuitor. Așadar, această împărțire de două ori câte 7 nu înseamnă decât cele două testamente. Vechiul Testament și Noul Testament. După Vechiul Testament, la sfârșitul Vechiului Testament, a venit Hristos. S-a întrupat. Și întreg Vechiul Testament îl provodește și îl vestește. Este un pedagog de Hristos, cum spune Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigorie Palama și alți sfinți, părinții noștri. Iar la sfârșitul Noului Testament, perioada în care suntem și noi, acum, la sfârșitul Noului Testament va fi a doua venire a Mântuitorului. A doua venire care va fi cu judecata cea de pe om, cea universală, în care cu toții vom da seama pentru păcatele noastre. De asemenea, în pilda Evangheliei de astăzi se prezintă faptul că avem parte de o înșiruire de 3 ori câte 14. Asta înseamnă faptul că Sfânta Trăime lucrează în istoria omenirii pentru mântuirea neamului omenesc din dragoste, din iubire, din dăruire. Vedem că Hristos a venit la noi pur și simplu, fără să ceară nimic. Ne-a cerut și ne cere Dumnezeu nouă ceva, în afară faptul să ne schimbăm viața, să fim mai aproape de El, să fim mai cinstiți, să fim mai curați, să fim mai buni, să fim mai asemenea Lui. Oare nu este o dovadă cea mai mare de dragoste, cea mai mare de dăruire, când totul face Dumnezeu pentru noi, gratuit, fără să ceară nimic. Noi oamenii de multe ori și când facem o faptă bună, așteptăm o recunoștință, să ne vadă ceilalți, să ne laude oameni, să ne aprecieze. Dumnezeu nu vrea așa ceva. Dumnezeu vrea pur și simplu să fim mai mult ca El. De ce vrea asta? Pentru că pur și simplu Adam, primul om, a fost făcut după chipul lui Hristos. Echipa al chipului veșnic al Dumnezeu. Adică Hristos este din veșnicie. El nu se naște acum de nimic pentru prima dată. Se naște din veci din Tatăl și se întrupează din Fecioara Maria la vremea stabilită, la primirea vremii, ca să ne deschide nouă calea către cerul. Pentru că Raiul fusese închis la căderea de Adam și trebuia să vină Mântuitorul. Putem să ne întrebăm de asemenea cum de Mântuitorul a trebuit totul să sufere atâta umilință, atâta smerenie, atâta răutate și ură. De ce a făcut El o minune ca să ne mântuiască? De ce a trebuit să se întrupeze?
Pentru că putea să facă o minune și atot puternic. Putea să deschide raiul numai cu cuvântul. Nu trebuia să suferă atât de mult. Pentru că exact firea asta omenească este aceea căzută și este aceea care nu poate să se ridice fără Hristos. De aceea are nevoie de biserică, de sfintele taine, Sfânta Spovedanie, Sfânta Făpreșoane, de rugăciune. Pentru că nu putem face binele singuri. Cum ce și Sfântul Sfântul Atomită. Avem nevoie de harul Dumnezeu, avem nevoie de binecuvântare. Avem nevoie de ajutor. Și omul cu cât își pune mai mână degea în el însuși și vrea să pară că el cineva, că e un om de succes, știți? Un om care îi poate face pe toate singur. Dar vedem că mai toți oamenii de succes se gloriază, unii se sinucid, alții se depresiv, dezădăjuiți, alții la spitală de nebun și așa mai departe. De ce? Că nu au pe Dumnezeu. Că n-au înțeles credința noastră adevărată. Și aici ajungem la partea a doua a Evangheliei, care ne spune că nașterea lui Iisus Hristos așa a fost. Și ne spune despre Fecioara Maria, care în mare smerenie primește la bună vestire știrea de la Îngerul Gabriel că va putea împântece cu Mântuitorul. Știrea, vă dați seama, cutremurătoare pentru Maica Domnului. Deci ceva extraordinar să-ți spună, să-ți arată un unghi și să spune că tu ești voinică să poți împântece pe Făcătorul Cerului și al Pământului, pe Dumnezeu cel vești. Și Maica Domnului, în mare smerenie, dragoste și finețe, acceptă. Sfântul Maxim Mântuitorul spune că Maica Domnului trebuie să refuze. Și Dumnezeu să știe să nu se supăra. Că Dumnezeu nu e ca noi. Dar Dumnezeu, atunci știința lui știa că ea va accepta să-l poartă pe Mântuitorul. Și, după 9 luni de la Bună Vestire, adică după împlinirea legii trupești, Mântuitorul se supune legii trupești pe care tot el le-a făcut, după 9 luni se naște pe Pământ Mântuitorul și în ce condiții? În ce condiții? Era vremea în care Cezarul August dăduse o lege în tot Imperiul să se facă un recensământ. Și atunci nu era ca acum, mergeau din casă în casă, diversi oameni care se noteze cât suntem în casă, ce avem din casă și așa mai departe. Și atunci trebuia să meargă ei din Nazaret, în Betleem și cum, pe jos. Oare Dumnezeul nostru, Tatăl cel Ceresc, când a trimis pe Fiul, nu știa că Mântuitorul se va naște undeva într-un graj și pe drum? Adică nu putea să facă în așa fel încât El se nască în alt moment de timp decât atunci? Putea, că e Dumnezeu. Dar n-a făcut-o. N-a făcut-o tocmai pentru a ne arăta că viața noastră este grea și greu de purtat. Și trebuie să ne conformăm ei, să ne ducem în crucea, cum și Mântuitorul a dus-o, încă de când s-a născut. Și vedeți că Maica Domnului nu s-a plâns. Nu vedem nicăieri în Evanghelie. Sau la învățătura vreunui Sfânt Părinte care se spune că Maica Domnului a cârtit în puterea lui Dumnezeu. Adică să se gândească, Domnule, eu pot împântece cea mai mare comoare din Univers. Cel mai important om din toate veacurile. Care e Dumnezeu și om. Și n-am unde să nasc. Adică de ce trebuie să nasc pe Dumnezeu, să merg din casă în casă? Vedem că noi, pe copiii noștri, când îi naștem, ne chinuim să fim într-o clinică de succes, într-o clinică de top, cu un ginecolog de top, așa mai departe, să fim asistați de doctori, cei mai buni. De asta Mântuitorul n-a făcut așa. Din potrivă, Maica Domnului trebuie să se chinuiască. Și după cum am spus, nu a cârtit. Din casă în casă, până când Împăratul Cerului și a Pământului naște într-un graj. Și iarăși, nici el n-a cârtit. Nici el nu i-a pedepsit pe toți oamenii care l-au refuzat. Că putea să facă asta. Oare nu ia să o dovadă de mare dragoste și iertare și înțelegere? Că el s-a coborât la lucimea noastră și ne înțelege capacitățile și putința fiecăruia. Și nu se răzbună. Vedeți că noi de multe ori spunem că ne-a pedepsit Dumnezeu. Avem un câmp în viață și zicem, îmi merge rău, m-a pedepsit Dumnezeu. Dar Dumnezeu în general nu pedepsește. Dumnezeu răspunde faptele noastre. Adică, e o matematică a păcatului aici. Cum a făcut și Adam. Adică de la începutul veacului va fi așa până la sfârșit. Este așa și va fi până la sfârșit. Adam, printr-un simplu păcat și neascultare, a pierdut harul și a fost scos afară din rai. Așa și omul. Omul de câte ori face păcat. Adică urăște, se învrășbește, se mâni, desfânează, înjură și așa mai departe, pe care noi le știm. De atâtea ori părăsește harul Dumnezeu. Și când ești părăsit de harul Dumnezeu, ești în mâna cui? A diavolului. Și când ești în mâna diavolului, face ceva cu tine.
cu mintea ta și cu inima ta. Și îți merge rău. Și în loc să dai vina pe tine, să spui că tu ești vinovat în păcatele tale. Dai vina pe Dumnezeu. Dumnezeu înțelege minciunea asta. Dar El își așteaptă, știi? De aia lăsa Sfânta Spovedanie. Pentru că de fiecare dată când apelăm la El, prin Sfânta Spovedanie, El ne primește și iartă mii și zeci de mii de păcate. Cum? Într-o clipă. Când ne spovedim la toți Domnul, nu suntem în fața Lui ca om, ci în fața Lui Hristos, că taina Lui Dumnezeu nu ia omul. Știți? Și dacă vedem că Dumnezeu prin duhovnic ne iartă mii de păcate, păi să luăm și noi exemplul ăsta. Să iertăm și noi repede pe frații noștri. Că stăm noi în vorbiți între noi cu ani, ține minte rău, de așa mi-a făcut și așa mai ne-a făcut. Dar Dumnezeu într-o clipă ne iartă mult mai mult decât am putea noi ierta pe frații noștri. Așadar, Mântuitorul e scăparea noastră. Că de fapt, cred că Evanghelia de astăzi e mai potrivită pentru întrebare, cine este Mântuitorul pentru noi? Cine este pentru mine personal Mântuitorul? Că Dumnezeu asta vrea de fapt. Să facem o relație personală cu El. De la suflet la suflet. Cum spune după de Părintele Sălbaie, Dumnezeu se coboară la fiecare om în parte, pe inima Lui, pe felul Lui de a fi, îi pipră un pic de harul minte și inimă, îi trezește conștiința, doar omul vrea atât de să facă, să se schimbe câte un pic, câte un pic, câte un pic. Nu putem să schimbă buzul dată, că ne învață demonii să facem toate păcatele, în principal prin mass media, prin Facebook, prin televizor, și nu mai e o educație curată și frumoasă. Și Dumnezeu știe acest lucru. Dar tot El știe că ne putem întoarce unde? În biserică. Biserica e casa noastră. Biserica e spitalul duhovnicesc, cum spune tot Sfântul Maximul Hristos. Ea ne așteaptă mereu cu brațele deschise, pentru că acolo e Mântuitorul, care pe cruce cu brațele deschise, ea îmbrățișa pe toți oamenii. Pe absolut toți oamenii. Vedem că în înșiruirea prezentată a neamului din Evanghelia de astăzi, dacă ați fost atenți, erau presărate acolo și patru femei. Patru femei care nu erau din poporul Israel. Aceste patru femei erau din neamul păgân. Avem pe Tamara și Rahab, care erau din neamul cananeilor. Avem pe Rut, care era moabitean. Avem pe mama lui Solomon, Bașeva, care era hitită, femeia lui. Și deși, vedeți, David desfânase cu femeia lui Urie și s-a născut Solomon, Dumnezeu a rânduit ca Solomon să fie rege. Poate noi, dacă am crescut cu Dumnezeu, n-am fi făcut așa ceva, că o luam cu dreptatea. Dar vedem că Dumnezeu nu ia cu dreptatea noastră. Nu dă doi lei pe dreptatea noastră Dumnezeu. Dumnezeu lucrează cu harul. Asta e lucrarea Lui. Pentru că El spune că litera ucide și Duhul face viu. Tot în Evanghelia de astăzi vedem o lucrare a Harului Sfântului Duh atunci când Iosif o vede pe Maica Domnului că este însărcinată. Și nefiind încă cununați, pentru că așa era atunci, Maica Domnului era o fecioară care a crescut la timp, cea mai curată fecioară. Și la vârsta maturității trebuia să intre sub urmăria unui bătrân, sub protecția unui bătrân. Așa era gândirea la templu Domnului de atunci. Nu pentru desfânare, nu pentru vreau să grupești, ci pur și simplu pentru a-și putea continua viața în sărăție și viața frumoasă și curată. Ei bine, Iosif, văzând că Maica Domnului este însărcinată, evident, luând o curățenie omenească, își pune întrebări. Cum poate să fie o fecioară însărcinată? Pentru că lucrul ăsta e unic în istoria Mântuirii. N-a mai fost și nu mai fi așa ceva. Și o femeie care era însărcinată în afara legii, atunci ea ucisă cu pietre. Așa de dur era legea evreilor. Lucru pe care noi astăzi nu mai prețuim curăția asta, să naștem copii în binecuvântarea Lui Dumnezeu din cununie. Și Iosif n-a vrut să o vădească pe Maica Domnului. Chiar spune Evanghelia că n-a cunoscut-o pe ea și a vrut să o lase nascuns. Adică n-a vrut să o vădească pentru a fi ucisă cu pietre după legea evreilor, ci pur și simplu a vrut să o lase, să ducă viața așa. Deci nu a vrut să aplice litera legii. A avut o iluminare la Dumnezeu. O lucrare a Harului a fost acolo. Și mai mult decât atât, Îngerul a vestit în Duh și în vis, Iosif, fiul lui David, nu te teme, a luat pe Maria, mama ta. Că ceea ce are ea în pântul ce este al Duhului Sfânt. Așadar, toți eretici, toți nelegiuiți, toți purcați pe vorbesc de rog Maica Domnului și pe Iosif, nu poate să fie decât niște nelegiuiți și oameni răi și spurcați și demonici.
Cei care spun că Maica Domnului ar fi trăit cu dreptul Iosif, nu sunt decât oamenii satani aceștia. Nu ne putem pleca o de la așa ceva. Trebuie să credem cu adevărat că Iisus Hristos a născut din Fecioara Maria și că El Dumnezeu nostru și Mântuitorul. Vedem că prorocul Isaia, în capitolul 7, versetul 14, spune cu 700 de ani înainte de nașterea Mântuitorului, iată, Fecioara va lua împărântit și va naște fiu și va pune numele lui Iisus, Emanuel. Deci cu 700 de ani înainte, e scris în legea Vechiului Testament. Tot cu 700 de ani înainte, prorocul Mihaia spune, iar tu, Betleeme, Efrata, deși ești mică între miile, adică între cetății lui Iuda, din tine se va naște stăpânitor, care iese din zilele veșniciei. Aici vorbește de Mântuitorul și nașterea lui în Betleeme, tot cu 700 de ani înainte. Nu e clar că lucrarea Duhului Sfânt e pretutine prezentă atât în Vechiul Testament, cât și în Noul Testament. Nu e clar că Dumnezeu nostru este viu și atot prezent. Doar că de multe ori, oamenii lumânse cu cele ale lumii, cu cele lumești, cu cele trecătoare, cu cele care n-au treabă cu veșnicia, uită. Uită de Dumnezeu și Dumnezeu, după spunea Părintele Iustin, dă omului bătăiță. Dă un pic de bătăiță ca să trezească, să aducă la el. Pentru că suferința nu-i o pedeapsă. De multe ori e o încercare și o mare lecție care te ridică mai aproape de Dumnezeu, te face să te rogi cu toată inima. Că de multe ori că suntem cumva într-o fericire așa lumească, uităm de Dumnezeu, uităm de viața veșnică, deși cu fiecare an ne apropiem din ce în ce mai mult de moarte. Vedem că nu este întâmplător că avem în anul nostru calendaristic sărbători. Adică sărbătoarea nașterii Domnului este o rememorare a nașterii Mântuitorului român. Și e pusă special de Sfinții Părinți pentru a ne aminti mereu de acest moment mântuitor și veșnic, un moment care de fapt ne cheamă pe toți la împărăția cerurilor. Că fără Dumnezeu n-am putea fi pregătiți de împărăția cerurilor. Așadar, trebuie să urmăm cu toții exemplul Domnului Iisus Hristos. Trebuie să fim mai mult ca El. Mai iubitor, mai bun, mai iertător, să mai nu mai ținem minte rău, să fim mai curați. Asta e lupta noastră de zi cu zi, că nici diavolul nu doar. Noi vedem unde suntem stați. Vrem să ne schimbăm, dar nu putem face tot Hristos, să știți. Fiecare dintre noi avem nevoie de ajutorul Lui. Și asta e mare lucru. Nu e așa o umilință să ceri ajutorul Mântuitorului. Și în potrivă de dragoste pentru El, din dăruire pentru El, ți-l faci ceva bun prieten, te primești oricând și oricât de rău am fi, oricât de rău am fi noi. Nu poate greși omul în această viață cât poate ierta Dumnezeu. Și nu poate nimeni să fie mai bun decât Dumnezeu. Dar El este modelul nostru. Pentru că, după cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur, Mântuitorul Hristos s-a întrupat în trup ca omul să ia formă după Duh, adică să ia trup după Dumnezeu, să ia minte după Dumnezeu, să devină sporit în cele sfinte, să fie și El Sfânt ca Domnul. Iar Sfântul Atanasie cel Mare spune că Dumnezeu s-a făcut om ca omul să ajungă Dumnezeu. Ce înseamnă acest lucru? Omul să ajungă Dumnezeu după har, adică să ajungă sfânt, prin curăția vieții. Și nu sunt chemați la Sfințenie doar cei care au dus o viață ca Părintele Iustin, ca Părintele Cleopa, ca Părintele Arsenie Capacioș și mai departe. Și toți suntem copii ai lui Dumnezeu, în fața lui Dumnezeu toți suntem egali și toți avem aceleași șanse. Că suntem în căsătorii, că suntem în călugării, că suntem singuri. Nimeni nu-i oprit de a urma poruncile lui Hristos și aduce viață din ce în ce mai frumoasă și curată. Părintele Arsenie Capacioș spune de asemenea, legat de nașterea Domnului, faptul că Mântuitorul ne-a dat cu mult mai mult decât ne-a pierdut Adam. Adică Adam și Eva erau mântuiți, Dumnezeu stea în Rai. Mântuitorul, prin învierea sa, deschide Raiul, dar deschide și calea către împărăția cerurilor. Așadar, oamenii care se apropie cu o viață sfântă și frumoasă de Dumnezeu, au șansa la Sfințenie și a fi din ce în ce mai aproape de Mântuitorul. Pentru că acolo e fericirea noastră veșnică. Fericirea noastră veșnică începe încă de aici. Și cum îl vedem pe Mântuitorul? Prin aproapele nostru. În aproapele nostru, care este chip și asemănarea lui Dumnezeu, al lui Hristos, este prezent însuși Hristos. Vedem că diavolul, în general, face în așa fel încât să ne îngrijească între noi. Vedem soții, se îngrijească la chestii minori. Vedem călugării din mănăstiri, se îngrijească la chestii minori. Duhovnicii cu ucenici,
iarăși se îmbărbesc chestii minore. Și așa mai departe, colegii de servici, păi ei se tot apar vrajbe și contradicții și lucruri negative, care sunt de fapt sortite să strice relații între oameni și dragoste, în care diavolul biruie și Dumnezeu se scos afară în acele relații. Chiar un sfânt a fost văzut o dată când a văzut o dată când doi oameni se certau. A văzut un diavol la urechea unui om și alt diavol la urechea celălalt om. Și diavolul spunea cu un om, spune așa, zi așa, înjură-l, lovește-l, jignește-l. Celălalt om zicea la fel, zi și tu nu te lăsa, păi cum? Te umilește pe tine, cum? Chiar așa? Și uitați, așa suntem influențați de diavol și uităm de Dumnezeu. Pentru că diavolul, știți, se folosește de pornirea noastră rele, de egoism, de mândrie, de pornirea spre deținare, de invidie, de răutate, de pornirea spre judecată, clevetire, are tehnicile lui. Dar dacă omul vrea să se schimbe și în primul rând crede așa cum el, se vede așa cum este, Doamne, eu sunt cel mai păcător sub. Dar când zicem asta, chiar se simțim asta. Nu te mai compari cu celălalt, nu mai crezi că ești cu cineva. Ci pur și simplu te interesează relația ta cu Hristos și te vezi exact așa cum ești. Așadar, iubiți credincioși, să îl primim pe Mântuitorul Hristos în sufletele noastre, primul rând, să se nască El și să se renască în sufletele noastre, prin participare la slujbă, prin spovedanie curată, prin împărtășirea cu trupul și sângele Lui, unde El este prezent pentru totul, pentru slava Sa, pentru a ajunge cu toți așa cum suntem aici, în împărăția cea cerească, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului. Amin.